Salut! Bine ați venit la o nouă ediție, Poliția Muzicii! În rolurile principale, Sarsailă, prezentatorul. Și eu, asistentul Sebastian Gotofană. Astăzi vom vedea ce clip unic are Fly Project. Descoperim violul anului trecut în industria muzicală românească. Și vedem cu cine și de ce nu vrea Lino să facă videoclip. La la la, să începem! La 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 la. Foarte tare m-am distrat în 2015 când DJ Sava și Mișa au lansat Amor a Monaco. Clipul începea așa. Cu asta, așa, bărci filmate de sus, foarte important. Doi ani mai târziu, Fly Project lansa Get Wet. Clipul începea așa. Cu asta, bărci filmate de sus, aceleași. Întrebare la proba de competențe de construire a decorului a bacalaureatului. Cine este regizorul care a uitat că a folosit footage-ul? Aveți 3 secunde. Interesant este că Fly Project a lansat piesă nouă, foarte bună, Mexico. Ghiciți cu ce începe? Cu asta, bărci filmate de sus. Desigur avem consacratele neoane. Dar hai să rămânem puțin la clișeul filmării de sus. Îl găsim și la începutul clipului Prietena ei de la Fristei, realizat de același director. Clișeul pe care îl vom picanta cu ceva absolut golănesc. Acum câteva episoade vă arătam lecția de respect și eleganță pe care dănuțul nostru le-o preda femeilor din clipul lui și fanilor care îl urmăresc. Aflați că Dănuțu este un gentleman pe lângă Fristei. Pe scurt, ce se întâmplă în clip? Fetele îi răpesc pe băieți. Ajung într-un loc în care fetele îi bagă pe ăștia legați și îi obligă să cânte. Lumea doarme, ea urlă disperată, are toane. Ele încep să bea. Dar cineva nu înțelegea. Se fac tamaș și adorm pe podea. Moment în care scapă băieții și vedem și cine a realizat această minunată poveste. Ecranul se face negru și îi spune că s-a terminat. Dar abia acum vine partea interesantă. Ca să se răzbune, băieții le leagă pe fete și începe gang rape-ul. Ce-i tu ești de sus? Haide! Mie mi se întoarce stomacul pe dos. Îi ridică fusta, îi taie sutienul. Mesajul e clar, urmează violul. Îmi vine să vomit la replicile libidinoase ale lui Florin cu de-aia la o parte, yeah, ce-ai tu aici de desubt? Este de-a dreptul scârbos, puteți să vedeți și reacțiile oamenilor în comentariile piesei. Ce-ai tu aici de desubt? Haide! După videoclipul ăsta, formația a anunțat că schimbă numele din Fristei în Cu Forța Stay. Mie îmi pare rău că au făcut mizeria asta de videoclip, că Ristei îmi plăcea ca artist, știe și instrumente, preferatul lui e violoncelul. Bine, s-a făcut remarcat încă din școală, când toți colegii lui studiau pianul, iar el viola. Adevărat, boss, am auzit și eu că în școală a rupt multe coarde. Îl urmăream și la TV, la Prietenii de la 11, dar acum nu se mai face emisiunea. Din câte am înțeles, Florin ar fi vrut să schimbe titlul în Prietenii de după 12 noaptea și să mute platourile la Vaslui, dar n-au vrut șefii, n-au fost de acord. Și Acuristei vrea să-și facă un nou format de emisiune, XXX Factor. Dar să știți că e și vina noastră că nu l-am oprit la timp. El de mic a dat semne că e pervers. Ristei Mocanu liber.
A, și să nu uit, violul se petrece pe o piesă care vorbește despre un trisam. Noroc că a fost un eșec total, că 300.000 de vizionări la o piesă postată de Kid Music, cel mai mare canal de muzică din România, nu înseamnă mare lucru. Păi atâta face Shelly dacă nu postează nimic. Și apropo de Shelly, apare noul clip al lui Lino, Șaturi. Pentru nopțile care nu se mai termină, pentru fetele care dau ușa și se combină. E, vezi? Și Lino e încătușat și îngenunchiat aici. Toată brigada cu mine, facem ce ne combină. Dar el nu le silește ca să se răzbune. Le dă șaturi, le face să se simtă bine. Și 10 șaturi mici, numai cu poliția mai plecăm de aici. Practic le bagă vrăjeală și apoi ele se oferă singure. Așa se face. Lino a învățat de la Wiz Khalifa. Bine, nu e singurul care împrumută. Ia fiți atenți. L-ați văzut pe Varză la Ai Umor în martie. Povestea cum și-a făcut trupă. În anul 1999 cu colegul meu Măxineanu am înființat o trupă. Ne-am pus numele Terles Berles. Așa se numea trupa. Deci el avea trupa Terles Berles în 1996 și ce cântau? Piesa aia cu tanga e o piesă latino, e pe net, puteți să o căutați. Tanga Balanga, așa se cheamă pe net. Să ascultăm Tanga Balanga. Caut o gagică și-a venit la mare, tanga, îmi place tanga, pe plajă tanga, o iau balanga. Foarte frumos! Cine credeți că a dat peste piesa Tanga Balanga înainte ca Varză să apuce să povestească la Ai Umor? Mateo, anul trecut, a lansat drama cu Rubi și este Tanga Balanga toată ziua. Varză, tată, ăsta e momentul tău, asta e relansarea trupei Terles Berles, nici nu se putea mai bine, boss. Mateo e pe valul ăla mare în Asia, nu-l dați în judecată. Faceți o piesă cu el că des de acord, o cântați prin Myanmar, prin Malaezia și ăștia-s banii. Terles Berles! Și știu și cine ar putea să vă facă un clip frumos, cu ceva cadre filmate de sus, cu niște fum. Coțofan prostule, te știi că eu l-am întrebat pe Lino de ce nu face și el clip cu Alex Cenușu și știi ce mi-a zis? Prea mult fum, prea mult fum, prea mult fum, prea mult fum. Oh my gosh! Astăzi la Trendy Cringe avem o piesă pentru pasionații de mașini. Prea am auzit numai de Panamera, de Lamborghini Huracan. Era momentul să ne cânte cineva și despre mașina neamului. Dacia Logan, ne cântă Ciprian. Eu mă plimb în Dacia Logan, nu am canet, nu stau la volan, nu vreau BMW, nu sunt Barosan, eu vreau Logan, eu sunt Ciprian. Ciprian e sincer, nu e bogat, nu vrea mai știu eu ce mașini, ok, numai că nu stăpânește termenii. Eu mă plimb în Dacia Logan, am Lamborghini, nu sunt bogătan, fixez un Logan într-un mediu urban. Ciprian, crede-mă, ăla nu este un mediu urban. Dacia Logan. După cum v-ați dat seama, Ciprian nu are carnet, că n-are vârsta. Dar și aici e foarte sincer. Eu stau în dreapta, tatăl meu la volan. Ce trepper l-ar fi luat pe taicăsu să se flexeze cu Loganul? Ce vreți mai cringe de atât? Dar chiar dacă e cringe, vreau să vă spun două lucruri. Să nu cumva să vă luați de Ciprian, pentru că are simțul umorului și simțul penibilului. Chiar el mi-a trimis piesa și mi-a zis că e cringe. Și doi, poate că e de la țară, poate că nu e bogat, are doar un Logan. Dar vă spun un lucru sigur, Ciprian este cel mai norocos din lume. Are un super tată care s-a băgat în joaca asta lui cu videoclipul ca să-l vadă fericit. Și cred că să ai un astfel de părinte te face mai bogat decât orice tricou Gucci, orice pereche de încălțăminte și orice mașină. Bine, tata lui Ciprian! Eu mă plimb în Dacia Logan, am Lamborghini, nu sunt bogătan. Astăzi la Anonim Music facem cunoștință cu o piesă, că fața artistului nu o vedem. Se numește Pe bancheta din spate și vine de la Dispect. Aparent are un album nou cu vreo 13 piese, enjoy! Sunt confuz de busulatea, pe bancheta din spate, iar ce-am lăsat am toate, gândurile departe.
Astăzi, pe repeat, avem un energy hit cu mesaj puternic. Let's go. Este o piesă despre toleranță, pace, acceptare și, în plus, are o întreagă turmă de flamingoși. O găsiți postată chiar acum pe contul meu de Instagram. Follow, 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 follow. Și dacă tot treci pe acolo și ești din Pantelimon, Vatra Dornei sau Odorhei, dă follow, că altfel te prinde Ristei. Poliția muzicii se oprește aici. Noi ne vedem și pe UTV și ne auzim pe Pro FM la Dimineața Blană. Dacă vreți să fiți siguri că văd sugestiile voastre, vă rog să mi le trimiteți pe pagina mea de Facebook. Anony Music, Trendy Cringe, orice altceva. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.